stau de câteva zile deja și mă gândesc cum să fac videoul ăsta. Simt că orice n-aș face n-ar fi îndeajuns, oricum n-aș structura videoul ăsta. Nu o să redau esența cărții. Mă simt blocat în principiu. Simt o absență a abilității mele de a explica ca lumea cartea asta. Și acum înțeleg într-un mod ironic, asta e exact ceea ce simt personajele din povești. Exact asta, perplexitatea asta, neajunsul, absența. Mai degrabă, paralizia și absența. Deci dacă cartea asta ar scoate ceva la iveală din condiția umană, aș spune să este două aspecte, paralizia și absența. Dar e nevoie de context, altfel nu o să înțelegi absolut nimic. To show what's really going on in the human mind, we say things in normal life, but we also think things. And Joy's had to develop a technique for showing what's going on in the mind on the pre-verbal level, before people actually speak. A very short space of time through very short times of space. Won't you come to Sandy Mount, Madeline the Mare? Rhythm begins, you see. I hear. This young man with his arrogant stance and sharp eyes and his suggestion of promise as yet unfulfilled seemed suddenly to spring to life in 1904. Acel moment când ai făcut prea multe note și nu știi de unde să începi. Добро пожаловать в мой мир, как говорится. Welcome to my world. Bine ați venit în lumea mea de confuzie totală. Băi, fac asta deja de câțiva ani, dar niciodată nu mi-era atât de dificil să conectez informația și să decid ce e relevant. Aș spune, prima dată am așa o perplexitate și asta cred că e potrivit că e cu James Joyce. Deși încă nu merge vorba de Ulise, cartea lui faimoasă, care îi supposedly mult mai dificilă decât Dubliners. La 70 de ani de la moarte, James Joyce rămâne incontestabil unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului 20. Despre cărțile lui s-au scris biblioteci întregi, doar Shakespeare în lumea anglosaxonă s-a bucurat de mai multă atenție critică. Asta e introducerea Danii Crăciun în prefață la ediția în română, publicată de Humanitas. Și momentul aici important e în lumea anglosaxonă, pentru că discrepanța între cât e el de popular în țările vorbitoare de engleză și cât e de nepopular, cel puțin în România, eu nu prea aud lumea să vorbească despre el. Ceea ce e un pic straniu. Adică chiar cauți pe YouTube content despre James Joyce, aproape inexistent, vreun video, două în cruciu. O fi cauza că el e prea dificil? Nu cred că asta e cauza, pentru că sunt mulți autori dificili care oricum parcă sunt populari. O fi cauza că în traducere el sună prost? N-aș spune. De fapt, traducerea lui Radu Paraschivescu e destul de bună. Am citit o parte, dar oricum prefer engleza, prefer originala, nu se compară totuși cu originala. Și totuși, deși Joyce nu pare să fie atât de popular între cititori, între autori el e mega popular. Adică, cum spune aici Dana Crăciun, influența lui Joyce este atât de covârșitoare încât conviețuim cu el chiar și atunci când nu ne dăm seama. Când citim alți scriitori, ne implicăm în alte forme de artă sau ne lăsăm pur și simplu copleșiți de multitudinea de manifestări ale culturii populare din jurul nostru. Toate acestea sunt marcate de tehnici consacrate de opera autorului irlandez. Fragmentarism, parodie, intertextualitate, cronologii fluide, finaluri care în loc să conchidă, ridică și mai multe întrebări, etc. Joyce explicase încă în 1904. Când te gândești că Dublinul e capitala de mii de ani, că e al doilea oraș al Imperiului Britanic, că e aproape de trei ori mai mare decât Veneția, e ciudat că niciun artist nu l-a oferit încă lumii. Însă portretul, continuă Dana Crăciun, pe care îl face orașului, e departe de a fi măgulitor. De la bun început, Joyce își exprimă intenția de a scrie o serie de povestiri care se dezvăluie centrul acelei hemiplegii sau paralizii pe care mulți o consideră orașul.
Cele 12 texte trimise spre publicare în 1905 au caracteristicile unei naturi aproape moarte. Intrigant așa un pic. Bine, multe povești erau gata deja în 1905-1907, dar i-a trebuit încă un deceniu să le publice, pentru că le-a publicat în 1914. Editurile atunci erau foarte reticente în a publica ceva așa mai neobișnuit, mai scandalos, din cauza legilor britanice. Pentru că nu doar, de fapt, editura, dar și tipografia era responsabilă pentru conținutul publicațiilor, ridicând astfel procese penale, adică potențial vorbind. Și părea că Joyce o să abandoneze proiectul ăsta. Deja, de fapt, scria primele schițe la Portrait of the Artist as a Young Man, următoarea lui carte. Dar în același timp, mult timp s-a luptat, ca cu Grant Richards de la o editură londoneză. Îi scria des încercând să-l convingă să o publice. Și în special aici este un citat în care el simțea că dublinezii au nevoie de a-și vedea reflecțiile într-o oglindă curățită bine, polished mirror. Intenția mea a fost să scriu un capitol din istoria morală a țării mele și am ales Dublinul ca scenă pentru că orașul mi-a părut a fi centrul paraliziei. Un moment important, o să vorbesc despre asta mai târziu. Am încercat să-l prezint publicului indiferent în patru ipostaze: copilărie, adolescență, maturitate și viața publică. Povestirile sunt aranjate în această ordine. În cea mai mare parte, l-am scris într-un stil de o zgârcenie scrupuloasă și cu convingerea că numai cineva foarte cutezător ar îndrăzni să modifice, să deformeze chiar prezentarea a ceea ce a văzut și a auzit. Mai mult de atât nu pot face. El asta scrie la 24 de ani. El deja avea așa o încredere în scrisul său și nu s-a lăsat convins să schimbe conținutul poveștilor, deși editorii totul rugau, pentru că altfel nu o să le publice. El explica: scriind capitolul meu de istorie morală exact cum l-am scris, am făcut primul pas spre eliberarea spirituală a țării mele. Mai mult că atât, el argumenta că dacă Grant Richards, omul de la editură, nu va publica cartea, atunci el va încetini cursul civilizației în Irlanda, dacă îi împiedică pe irlandezi să se privească pe sine în oglinda mea frumos lăstruită. Deci poate aceste detalii sunt deprisos, dar eu cred că sunt foarte importante pentru a crea un fundament pe care se bazează toate poveștile. Credința sinceră pe care Joyce o avea în ele e fascinantă. Și pentru mine asta doar demonstrează că el voia să facă ceva specific cu poveștile astea. Nu era doar a matter of publishing your first book. Adică nu era treaba în a-ți publica pur și simplu prima carte și să treci peste asta. Nu. El avea o intenție tare clară. Și ați observat în citatul ăla, el intenționat a scris-o cu o zgârcenie oarecare, adică restrâns, și a restrâns stilul pe alocuri. Și de fapt mulți critici au încercat să găsească ceva dincolo de zgârcenia stilului lui. Și recepția era așa, călduță, dar nu prea așa, mediocră era cumva inițial recepția. De fapt, în Dublin, Joyce n-a fost îndrăgit în principiu decenii după moartea sa. Deci prin anii 80-90, s-a început la secolul 20, s-a început a introduce lucrările lui în curriculumul irlandez, statui s-au construit prin Dublin, dar înainte de asta nu era așa de îndrăgit. O pricină din care nu era îndrăgit e că, într-adevăr, era tare progresiv pentru timpul lui. Era destul de sarcastic cu Biserica Catolică din Irlanda, deși nu cu un cinism, cu un fel de duioșie care vrea să îmbunătățească starea morală a țării. Pentru că în toate poveștile din Dubliners, unul din firele narrativei principale îi prezența asta a Bisericii Catolice, care se răsfrânge la anumite credințe ale oamenilor care îi stagnează, îi paralizează. Dar nu doar din cauza asta. Nu e ca și cum Joyce era un ateu de ăsta înverșunat. Nu, ar fi o schimonosire, spun asta. Un critic în anul 1998, Patrick McCarthy,
A notat faptul ăsta, interesant. Joyce devine exemplul suprem de scriitor modernist în ale cărui text este practic imposibil să se diferențieze forma de conținut. Tot un punct important, pentru că o să încerc să-l dezvolt pe parcurs. Asta e ideea. Când îl citiți pe Joyce, mai ales Dubliners, recomand să începeți cu Dubliners, că e mai ușureu. Trebuie să atrageți atenția la formă. Pentru că forma, în primul rând, e scrisă bine, în al doilea rând, maniera ei, felul în care se schimbă parcurs, dezvăluie ceva despre personajul și despre mesajul general al cărții, aș spune. Deci, primele trei povești din volum sunt de la prima persoană și ele creează o iluzie că tu ești mai direct lângă personaj, că ești mai conectat cu personajul. Senzația de apropiere e înșelătoare însă, textele fiind marcate de echivocuri și absențe. În restul poveștilor, el scrie în principiu din persoana a treia, dar într-o manieră foarte cameleonică. El folosește stilul indirect liber, cum îi spune aici Dana Crăciun, încercând o echilibristică între viziunea și limbajul limitate ale personajelor și alunecările de obicei ironice sau cinice într-o voce narrativă mai informată decât acestora. Deci, deși Dubliners e o carte cu povești scurte, ea are un caracter unitar. Adică există niște motive recurente în fiecare poveste. Ai putea să le conectezi tematic, dacă nu necesar prin plot însăși. Și hintul, în principiu, despre ce e cartea asta, se observă chiar din prima povestire, Surorile, The Sisters. Vă citesc, cred că, paragraful ăsta. Primul paragraf din poveste. De data asta nu mai avea la ce să spere. Era al treilea atac. Seara de seară trecusem prin dreptul casei unde locuia, era în timpul vacanței, și cercetasem pătratul de geam luminat. Și seara de seară îl găsisem luminat în același fel, slab și egal. Dacă ar fi murit, îmi spuneam, aș fi văzut reflectarea lumânărilor pe perdelele întunecate. Fiindcă știam că trebuiau așezate două lumânări la căpătâiul mortului. Îmi spusese adeseori, nu o să mai fac mulți purici pe lume. Dar nu-i luasem niciodată vorbele în serios. Acum știam că erau adevărate. Fiecare seară, pe când îmi ridicam privirea spre fereastră, îmi șopteam cuvântul paralizie. Întotdeauna îmi sunase ciudat în urechi aidoma cuvântului gnomon din Euclid și a cuvântului simonie din catehism. Însă acum îmi făcea impresia unei creaturi malefice și păcătoase. Mă umplea de frică și cu toate acestea abia așteptam să mă apropii și să-i văd lucrătura fatală. Deci, cel care povestește e un băiețel narator și omul care a murit e bătrânul Cotter, care mereu nu finisa propozițiile. Și deci, merge vorba și de o paralizie sintactică, după cum îi spune Dana Crăciun în prefață. Adică perplexarea personajelor se observă și prin felul în care vorbesc, în felul în care nu continuă vorba, nu-și continuă gândurile. Asta tot e un leitmotiv în toate poveștile. După cum spune Dana Crăciun, bătrânul Cotter din Surorile, dar și o sumedenie de alte personaje din celelalte povestiri, nu reușesc să-și termine propozițiile, probabil nici gândurile. Construcțiile neterminate, formulările aluzive, îl mențin pe băiatul narator din prima povestire, dar și pe cititor, într-o așteptare constantă, amânând perpetu semnificația, lăsând doar urme, ecouri. Și cuvântul anterior care l-ați auzit din citatul din primul paragraf, din prima poveste, simonie, trafic cu lucruri considerate de biserică drept bunuri spirituale, sfinte și pedepsit cu excomunicarea, caterisirea, etc. Deci un fel de corupție în rândul clerului. Și asta e, cred că, un motiv din care Dubliners a fost greu de publicat, pentru că, într-un mod evident, Joyce critica Biserica Catolică, o considera ca având o mare responsabilitate pentru o anumită degradare a spiritualității Irlandei de atunci. Dar al doilea cuvânt din citat, dacă vă amintiți, vă reamintesc partea aia din citat, întotdeauna am sunase ciudat în urechi aiduma cuvântului gnomon din Euclid. Așa cum un cuvânt care îl fascinează pe copilul narator. Iarăși, referințele la Joyce, eu aș putea
asta e dificultatea să fac video-ul ăsta. Eu aș putea să mă duc în atâtea wormholes, cum s-ar spune. Eu aș putea să dedica un video întreg doar pentru referințele astea de sintaxă. În fine, referința asta chiar e relevantă. Deci gnomon, cuvântul ăsta care îl fascina pe copil la început. Deci simonie era cuvântul alălalt, care l-am explicat, corupția cumva bisericii, dar gnomon... Gnomonul euclidean la care se referă băiatul reprezintă figura geometrică rămasă după ce un paralelogram mai mic a fost extras dintr-unul mai mare cu care avea laturi comune. În această accepțiune, cuvântul funcționează ca metaforă tocmai pentru înțelesul trunchiat, semnificația mereu amânată menționată anterior. Din acest punct de vedere, e perfect justificată poziția lui Peter Mahon în Joyce, A Guide for the Perplexed, care susține că gnomonul și nu mult discutata epifanie, care stă însă la baza structurii romanului Portret al artistului la tinerețe, este de fapt tehnica structurală de bază a oamenilor din Dublin. Philip Herring susține același punct de vedere când spune că gnomonul ar putea fi sinecdocă a absenței, parte dintr-o retorică politică a tăcerii în cadrul mai mare al limbii. E figura din care lipsește ceva, golul care ademenește să fie umplut. Sugerează absența, marea constantă a acestor povestiri. Există multe absențe, multe lucruri lipsă în volum și multe lucruri neterminate, printre ele propoziții și chiar povestirile în sine. Deci asta e momentul crucial, cuvântul ăsta dificil de reținut minte, gnomon, da? Figura geometrică rămasă după ce un paralelogram mai mic a fost extras dintr-unul mai mare cu care avea laturi comune. În această accepțiune, cuvântul funcționează ca metaforă tocmai pentru înțelesul trunchiat, semnificația mereu amânată anterior. Și asta se răsfrânge la psihologia cam tuturor personajelor principale din povești. Adică ei mereu ajung la momente în care, dacă n-ar fi Joyce, probabil ar fi, ei ar fi ajuns la niște epifanii, niște conștientizări și atunci they would move on, și-ar developa, ar fi un fel de character arc în care ei învață ceva și parcă viața progresează cumva. Dar la Joyce nu e așa. Ei adesea, într-un mod tragic, sunt foarte alături de epifanii, dar apoi se dezamăgesc. Ori ceva, ori vreun obstacol apare în viață care îi stagnează, ori îi perplexează, cum și băițelul ăsta la început, el nu înțelegea ce înseamnă cuvintele astea, nu înțelegea în genere frazele neterminate ale bătrânului Cotter. Și poate aș spune că perplexitatea asta a băițelului narator din prima poveste îi cam redă perplexitatea noastră ca cititori adesea când îl citim pe Joyce. Și important de înțeles că Joyce nu moralizează chiar deloc. El pur și simplu a vrut să prezinte starea morală a societății în care se afla. Deci prezinte starea morală, nu se moralizează. E o distincție importantă. Una din poveștile mele favorite e Grace. Despre un bețiv care i-a ajutat de niște prieteni, trei prieteni, care îi promit soției lui să-l facă bărbat, să-l facă catolic, da? Povestea asta e greu de explicat, pentru că, efectiv, e o scenă întreagă în care ăștia patru prieteni, da? Mr. Kernan și ăștia, Mr. Cunningham, Mr. McCoy, Mr. Power. Mai scurt, stau și beau whisky și cât mai mult whisky beau, cât mai mult discuția degradează, dar într-un sens amuzant, pentru că ei încep a disputa momentele astea despre istoria bisericii, papalitatea, niște excomunicări, chestii de astea, preoți care erau rebeli împotriva sistemului și încurcă datele, deci e amuzant pentru că unul greșește și apoi altul vine așa cu încredere și îl corectează și apoi, deși el corectează greșit, un fel de telefon stricat, conversația pur și simplu degradează, dar e atât de amuzant scrisă, efectiv, e redarea perfectă a unei, cred, discuții irlandeze cu slanguri, cu... Da, sunt multe slanguri irlandeze care trebuie să le înțelegi doar uitându-te la note.
Notele la mine sunt de Terence Brown, foarte utile, apropo, mi-au ajutat mult. Dar asta e. Joyce, cred că fără note, pierzi vreo 30% din el, minimum, aș spune. Nu e necesar, dar notele te ajută să vezi referințele, să înțelegi contextul, folclorul, slang-urile, care tot sunt de multe ori inserate intenționat. Și când îți dai seama ce a făcut Joyce în multe momente de astea, detalii care nu par importante, dar adaugă așa un flavor, pur și simplu te miră cât de obsedat omul ăsta era și cât de atent la detalii. Și mai scurt, aberează cât aberează, de la un moment dat îi decid să se ducă, we're gonna go wash the pot, asta e slang la să te duci la confesiune, da? To go confess. Cum spune unul din personaje, it's not exactly a sermon, you know, it's just a kind of a friendly talk, you know, in a common sense way. Și îl conving ei pe Mr. Kernan și se duc ei la biserică, când are loc evenimentul ăla. Și apropo, părintele e numit părintele Pardon, botezat astfel de Joyce după o stradă din cartierul bordelelor din Dublin, dar al cărui nume trimite și la Pardon, adică iertare în engleză. Și discursul lui e absolut comic, în care citează o parabolă de lui Iisus Hristos, ci că una din parabolele care sunt mai enigmatice, adică chiar o citez. For the children of this world are wiser in their generation than the children of light. Wherefore, make unto yourselves friends out of the mammon of iniquity, so that when you die, they may receive you into everlasting dwellings. Și acest părinte se erigează în contabil spiritual și declară că Iisus înțelege tentațiile vieții. Adică o transforma mesajul în fel de mesaj pentru oameni de afaceri. Și tot ce trebuie să facă acești oameni de afaceri este să-și examineze cătăstifele și conștiințele. Iar dacă se întâmplă să fie ceva în neregulă, nicio problemă. Grația divină le va rezolva, nu? The grace. Grația divină, asta e denumirea și în română a poveștii. Deci, părintele ăsta, Pardon, e un fel de, l-aș numi, self-help guru, care înmoaie lecțiile filosofilor antici, cam aceeași istorie. Și într-un oraș ca Dublin, în care nu era atunci upward mobility, adică clasa mijlocie era, dacă te năștea în clasa mijlocie sau dacă erai sărac, cam rămâneai în aceeași clasă. N-aveai speranța asta de a te ridica pe scările sociale. Nu, și de aia îți imaginezi, relația cu banii era și mai dificil la oameni, era cumva duală, pentru că banii erau importanți într-un mod evident, mereu sunt, dar este moment în a mother, o mamă, când e o istorie despre o mamă care parcurs istorie luptă pentru fiica ei care cântă la pian și mama vrea să o includă pe fiica ei în asociația culturală, un fel de asociații, mai scurt, un rang așa mai înalt, oameni cu mai așa mai înstăriți și mai departe. Și se ceartă cu teatru din cauza că fiica ei nu a fost plătită mult timp. Și tot îi insistă asupra asta, deci tot insistă și tot conducerea teatrului spune că nu mai așteaptă. Deci și așa de mult îți pasă de bani. Și la urmă, deși îi reușește mamei să câștige banii pentru fiica ei, într-un fel face și mai rău, pentru că mulți o bărjăcuresc, iau, ăstea îi pasă atât de mult de bani și în principiu rup contractul care fiica ei avea cu teatru. Și mama ei, deși parcă a avut o anumit, aproape o epifanie, că băi, trebuie să lupt pentru fiica mea, că iau-te, nu pot să tolerez asta. Dar rămâne cu absență. Și da, multe povești sunt destul de triste, not gonna lie. Puține povești au o rezolvare așa clară și clar, happy end-uri nu prea sunt, dar prin asta și sunt mai realistice. Prin asta și am simțit ca un fel de documentar, sunt ca niște filme, cum spunea Mirela, da, din Book Club, noi am discutat cartea asta în Book Club, apropo.
Mirela ți-mi spunea că sunt ca niște filme, într-adevăr, sunt niște sclipiri ori momente din filme, poveștile astea. Dar în același timp erau niște momente de epifanie mici. Erau momente de epifanie poate nu atât de significante. În Grace, da, Grația Divină, era un moment în care unul din caracteri era așa puțin mai antisemit și începea un rant despre evrei, dar altul l-a contrat, l-a oprit. Și în loc ei se certe, cumva au trecut peste asta. Cred că din cauza și alcoolului care au muiat, servea ca un fel de balzam sufletesc, înmuia conversația și au trecut peste asta. Și mai erau momente de tensionate în povești în care dacă ospitalitatea asta nu era prezentă în dublinezi, era să termine mai dramatic, de fapt, unele povești. Deci asta tot era ospitalitatea asta despre care vorbea Joyce, că ar fi vrut să o redea mai bine. După ce a publicat Dubliners, el spunea că totuși regret că nu a redat destul bunătatea asta a dublinezilor care există totuși. Ospitalitatea care, ce el spunea că nu a văzut-o nicăieri în Europa. Mă rog, oricine cred că ar spune așa despre țara lui, dar totuși. Cred că era ceva la mijloc. Ireland's a marvelous country, the Emerald Isle. The Metropolitan Government, after centuries strangling it, have finally laid it waste. The government has sowed hunger, syphilis, superstition, and alcoholism there. And what sprung up? Puritans, Jesuits, and bigots. That's a gloomy view to take of your fellow countrymen. Well, now, strictly speaking, Dubliners are my fellow countrymen. But I don't dare talk about dear, dirty Dublin the way they do. Dubliners are the most hopeless, useless, and inconsistent racist charlatans I've ever come across. They spend their time gabbing and doing the rounds of bars, taverns, and alehouses. Never getting fed up with the double doses of whiskey and home rule. Everybody has time to stop and talk to a friend about a third party, Pat or Barney or Tim. Have you seen Barney recently? Is he still off the drink? Oh, indeed he is. Sure, I was with him last night and he drank nothing but claret. Impresiile inițiale când îl citești pe Joyce. Evident, observ că proza e frumoasă, estetic vorbind, ce observ în opinia mea. Și apoi te gândești, de ce el scrie așa? Oare e pur și simplu ca estetic să fie fain? Ori are un sens anumit? Pentru că adesea el nu e destul de explicit în felul în care personajele se simt. Adică el nu pătrunde chiar atât de mult în psihologia personajelor. Cel puțin în sens în care noi ne-am deprins de obicei, așa mă gândesc, știi? Dar apoi, citind poveste după poveste, începi să înțelegi ce voia Joyce să facă. Fizicalitatea lumii, deci lumea din împrejur descrisă de Joyce, servește ca o imprimare a stărilor psihologice a personajelor. E ca un tablou care apoi e pictat cu dispozițiile personajelor. Nu știu dacă asta e destul de perceptibil. Despre asta își vorbeam, e foarte greu să redau esența cărții, pentru că asta e Joyce, da, el e complex. Sunt multe laturi, dar asta e o latură. Pentru că sunt multe scene în povești. De exemplu, în Evelyn, toată scena inițială se deschide prin Evelyn care stă la fereastră și observă strada, da? Observă cum seara invada strada. Faină propoziție. Și cum auzea sunete de plușcăit a cibotelor cuiva și chestiile astea minuscule care clădesc imaginea și din ele inferez starea psihologică a personajelor. Deci nu-i ca la Dostoevski, apropo, în care Dostoevski el pătrunde adânc în psihologia singulară a unui personaj și ruminează, arată schimbările astea de moment. Deci asta reușește la Dostoevski, da? Schimbările de moment, contradicțiile de moment. Și devine destul de clar, uneori obsesiv de clar, starea psihologică a personajului. Dar Joyce e total opus, el se concentrează pe lumea din împrejur și de aspectul fizic, în descrierile căruia vezi niște hinturi de stările psihologice a personajelor. De-aia îmi pare fascinant ce face Joyce, e ceva neobișnuit
pentru majoritatea scriitorilor. Am discutat despre asta în Book Club, că cartea asta am discutat-o în cadrul Book Club-ului. Și am ajuns anume la aspectul ăsta. Am comparat cumva, nu știu cum am ajuns la tema asta, dar am comparat stilurile. Și mi-a părut interesant să-i juxtapui, de exemplu, ca cu Camus și cu Dostoevski. Pentru Camus, el, de exemplu, în Străină, da? Stările psihologice a lui Merceau, protagonistul, le aflai nu numai decât din descrierile naratorului, dar din reacțiile personajelor față de acțiunile ori lipsele de acțiuni ale lui Merceau. Și deci în spațiul ăsta, în interpretarea asta, acum alte personaje reacționau la lipsa de reacție a lui Merceau, așa și aflai, mă rog, nihilismul ăsta, pasivitatea asta lui și degajarea, detașarea, da? a lui Merceau. Și în același timp, descriptivitatea lumii fizice era tare sărăcăcioasă, ești mai sărăcăcioasă la Camus, e destul de secă. Dar asta eu tot cred că era intenționat la Camus, pentru că el prin asta implicit reda starea psihologică a lui Merceau, deci nepăsarea asta, detașarea de lume. Și erau niște clipiri aici colo în care erau niște descrieri a fizicalității lumii, în care era unicul moment în care Merceau parcă era o leacă mai omănos, mai viu. La Dostoevski, în același timp, e foarte mult concentrat pe profunzimea psihologiei unui singur personaj și se schimbă de la un personaj la altul. Și nu există parcă o psihologie comună. La Joyce este așa ceva, dar în același timp el nu pătrunde adânc într-un personaj. El lasă foarte mult spațiu de interpretare, ceea ce cred că și e frustrant pentru mulți când îl citesc. Îmi imaginez că ar fi frustrant, pentru că nu e destul de explicit. Dar mine asta mă fascinează pentru că el folosește mai multe unelte de a imprima starea, ori de a-ți da niște hinturi în care tu poți înțelegi potențial starea personajului. Pentru că, de fapt, aici am ajuns la tema cea mai importantă, aș spune, din Dubliners, partea cea mai fascinantă. Cum el schimbă stilul de narare pe parcursul unei povești. Pentru că, da, este o diferență între povești însăși, este perspectiva din prima persoană, din a treia persoană, dar în timpul unor povești schimbă nararea. De exemplu, în The Dead, la sfârșit, ultima poveste, întâi este o anumită anxietate la început, din cauza stării lui Gabriel Conroy, principalul personaj. El un pic e nervos că trebuie să ofere un discurs la masa aia tradițional și un pic e nervos din cauza discursului ăla. Apoi are o interacțiune cu un personaj care îl face tot anxios și tensionat, aș spune. Dar apoi treptat ceremoniile astea de la masă, de la masa de Crăciun, dansurile lor specifice irlandeze, parcă schimbă atmosfera și nararea se schimbă. Nararea se schimbă, nu doar, pentru că nu e din prima persoană, e din a treia persoană și inferez starea lui din stilul narării, adică felul în care Joyce își schimbă nararea. În The Dead, pe parcurs, ne înduioșim împreună cu Gabriel și toată atmosfera un pic parcă să devine mai drăgăstoasă până în punctul culminant de la sfârșit, când el află un secret al soției, când se afla în hotel și până atunci el parcă recapăta o dragoste față de ea și o da seama că de fapt o iubește atât de mult. Deși la început, când ei doar intră în casa aia, e tare sarcastic el cu soția lui, cu Greta, și au niște replici sarcastice între ei. Și trecerea aia treptată de la anxietatea lui, din sentimentul ăsta de coziness în toată atmosfera aia și apoi momentul ăsta când el își dea seama că o iubește pe soția lui și cum lirismul crește în descriere. Deci stilul narării schimbă destul de dramatic. Spre sfârșit, când el descrie tot sentimentul ăsta de dragoste, aproape lust, aproape dragoste de asta inițială care o simți pentru ceva, de parcă el s-are îndrăgostit în soția lui, păi pasajele alea, sunt paginile alea, sunt geniale. Felul în care stilul, pur și simplu, dramatic se schimbă.
Adică asta e, asta eu aș spune, e esențial Joyce. Rare unul am văzut la un autor capacitatea asta de a-și schimba narrarea, stilul narării, atât de organic. Și prin asta a sugera o schimbare în starea mentală a unui personaj. Cred că asta e genial. În loc să spui direct că iau, personajul se simte așa și s-a schimbat, aici percepția așa, nu. Tu descrii, schimbi stilul narării, tu descrii diferit lumea din prejur, percepțiile personajului, ce observi el în lume, da? Și prin asta explici ceva despre personaj. Și este un moment specific în care asta e cel mai evident, la sfârșit, la The Dead, când Gabriel își dă seama de secretul soției, de dragostea ei din copilărie, momentul ăla când băițașul ăla a murit din cauza ei, cumva din dragostea față de ea, Gabriel își dă seama că el nu cunoaște soția lui, cumva, că el nu a făcut parte din momentul ăsta cel mai intim a ei. Și în momentul ăla el se detașează de starea aia de îndrăgostire și observă lumea din împrejur. Efectiv, narrarea se schimbă. Efectiv, el atrage atenția la viscol, la afară, atrage atenția la din soare care cad pe fereastră. Se reîntoarce în lumea fizică. Adică din visarea asta lui se reîntoarce în lumea fizică. Dar asta nu e explicat direct. Asta e implicit, subînțeles, prin felul în care narrarea se schimbă. Și pentru mine asta e genial. Asta e pur și simplu genial. Doar povestind despre asta, parcă întreg fiorii, dar să citești asta. Dacă aș recomanda o poveste din tot Dubliners, The Dead. Ei, The Dead pentru mine e povestea quintesențială a vieții. Adică am citit multe povești scurte și aș spune The Dead e cea mai bună poveste scurtă care am citit-o vreodată. La sigur, e cea mai completă. Are tot în ea. Subtilitățile astea care par sărăcăcioase, adică unii ar spune că el scrie cam sărăcăcios, adică nu explică exact cum sunt personajele. Eu cred că s-ar pierde tot farmecul dacă el ar face asta. That's the whole point. Dacă ar fi explicat fiecare stare psihologică la fiecare personaj în amănunte, atunci noi am fi, de fapt, mai detașați de personaje, pentru că noi nu ne-am simțit cum sunt personajele, deci în absență, perplexate, mereu să alături de o epifanie, dar nu ating. Și deci neajunsul ăsta, absența asta, e crucial. Asta e intenționat. Eu cred că Joyce a făcut-o intenționat și el în Dubliners, cred că acolo își dezvolta stilul, care mai apoi probabil e mai evident în alte lucrări. Whoever anywhere will read these written words, signs on a white field. Touch me, soft eyes, soft, soft, soft hand. I'm lonely here. Touch me soon now. What is the word known to all men? I am quiet here alone. Sad too. Touch. Touch me. Ok, sunt multe detalii, multe informații. Dacă m-ai întreba, recomand câteva povești cu care să încep, aș spune cea mai amuzantă poveste, Grace, Grația Divină. Dar prima poveste care aș recomanda-o ca să prinzi o leacă de gust, ca un fel de appetizer, e Arabia. O poveste despre un băiețel care se îndrăgostește într-o fată și, în primul rând, e descris foarte frumos proza, dar este un moment în care o întâlnești pe ea și zjanează, clar, e timid. Și vorbesc despre bazarul Arabia, deci un bazar care o să aibă loc un fel de eveniment acolo, o să vândă, cred că, chestii de Crăciun, ceva de tipul. Și fata îl întreabă dacă vă duce la bazar, el spune că da și o să-ți iau un cadou. Și de atunci
asta e sensul vieții lui, a băiețelului. Și el e obsedat de momentul ăsta, de gândul că o să duc la bazarul Arabia și o să cumpere un cadou fetiței. Și momentele astea de anticipare asta, anxioasă, copilărească, cum el spunea acolo, I wish to annihilate the tedious intervening days. Adică voiam ca zilele între, adică momentul când am întâlnit-o și i-am promis asta și o să-i cumpăr cadou și o să ne vedem iarăși, am vrut ca zilele astea să dispară, știi, anxietatea asta copilărească. I chafed against the work of school, at night in my bedroom and by day in the classroom, her image came between me and the page I strove to read. I thought little of the future. I did not know whether I would ever speak to her or not, or if I spoke to her, how I could tell her of my confused adoration. Imaginea ei mă însoțea chiar și în cele mai nepotrivite pornirilor romanțioase. În serile de sâmbătă, când mătușa mea se ducea la cumpărături, trebuia să car o parte din pachete. Mergeam pe străzile pline de lumini, îmbrânciți de bărbați beți și de femei care se tocmeau, printre înjurăturile muncitorilor, litaniile stridente ale băieților de prăvălie care păzeau butoaiele cu carne de porc și imnurile intonate pe nas de cântăreței de stradă, care cântau câte un Come All You despre O'Donovan Rosa sau câte o baladă despre necazurile din țara noastră de baștină. Zgomotele acestea se adunau într-o unică senzație vitală pentru mine. Îmi închipuiam că îmi duceam potirul în siguranță printr-o mulțime de dușmani. Potirul ăsta, parcă o referință la prima poveste, bătrânul Cotor care scăpa potirul. Numele ei îmi venea uneori pe buze, în timpul laudilor și rugăciunilor stranei pe care eu însumi nu le înțelegeam. Ochii mi se umpleau deseori de lacrimi, nu-mi dădeam seama de ce, iar uneori șuvoiul din inimă părea să mi se reverse în tot pieptul. Nu știam dacă aveam să vorbesc vreodată cu ea sau nu, sau dacă totuși aveam să o fac, în ce fel puteam să-i mărturisesc adorația mea încurcată. Însă corpul meu era ca o harfă, pe când cuvintele și gesturile ei erau ca niște degete care alergau pe strune. Da, asta ca să înțelegeți că proza e foarte frumos scrisă la Joyce. Și asta e introducerea, apropo, foarte bună introducerea lui Paraschivescu. Dar ultima propoziție e fantastică. Mă rog, nu cred că vă va spune mult, nu e ca și cum e un spoiler, dar nu după cum vă imaginați la Joyce, de obicei poveștile sunt destul de tragice. Ridicându-mi privirile spre beznă, m-am văzut ca o făptură îmboldită și batjocorită de propria deșertăciune, iar ochii îmi ardeau de durere și de furie. Sau în original, gazing up into the darkness, I saw myself as a creature driven and derided by vanity, and my eyes burned with anguish and anger. Deci da, Arabia o recomand ca un appetizer. Dar, cea mai quintesențială poveste din Dubliners, e ultima poveste, e cea mai mare, The Dead, cei morți. Povestea asta are, pare mi se, vreo 40-50 de pagini. Fără nicio îndoială, e cea mai bună poveste scurt care am citit-o vreodată. Tot cineva din Book Club menționa asta, e chintesența vieții. Într-adevăr, e chintesența vieții. Imaginează-ți o masă de Crăciun, o familie extinsă, e viscol afară și toți se adună. Și e descris din primele momente în care stăpânilor le vine greu să acomodeze oaspeții care vin repede în casă și știi cum, discuțiile astea puțin incomode la întreu, momentele în care, replicele astea care uneori regreți că ai făcut o replică, sunt acolo niște tensiuni interesante. Principalul caracter e Gabriel Conroy și soția lui Greta. Și în jurul lor se învârtește cumva povestea. Gabriel e așa un om așa mai intelectual, cumva probabil într-o clasă un pic mai înaltă decât oamenii de la masă și el se simte un pic jenat la început că are dispus un discurs și el retrăiește din cauza discursului, un fel de discurs tradițional. Deci e la casa mătușii lui și da, el retrăiește că oamenii nu o să înțeleagă referințele. Și cumva e tensionat, are niște replici cam proaste și cu soție, un pic e sarcastic la început și nararea parcă e așa, tensionat un pic. Apoi, clar, când vine vorba de mâncare, parcă se înduieșește.
atmosfera. Adică și narrarea schimbă, sunt niște pasaje efectiv cu descrierea mâncărilor care poate redundante pentru unii, dar eu cred că adaugă la... Deci descrierile astea au sens, ele adaugă, creează lumea, un fel de world building. Adică simt că parcă am citit un mic roman, deși e o poveste scurtă. Dar mai mult ca atât, e foarte interesant contextul în care el a scris The Dead, Cei Morți, ultima poveste din carte. Aș vrea să vă citesc contextul. Aici notele Dani Crăciun iarăși sunt foarte bune. Povestirea scrisă în 1907, cu intenția de a încheia volumul într-o perioadă nefericită petrecută de Joyce la Roma, ca funcționar la bancă. Deci da, Joyce a plecat din Irlanda și multe, sunt niște povești cu tot cu dorința de a pleca, ori chiar plecări și clar că toate poveștile sunt într-un fel personal pentru Joyce, ori din observație. În acel interval, când Joyce era la Roma, atitudinea față de Irlanda și Dublin pare să fi suferit oarecare modificare. În excelenta sa biografie, Richard Ellman insistă asupra faptului că izolarea și mai pronunțată din Roma, precum și sentimentul de degradare profesională care îl bântuie, îl fac pe Joyce să recunoască și existența unor trăsături pozitive ale concetățenilor săi. În toamna lui 1906, Joyce face surprinzătoare afirmație conform căreia irlandezii sunt cel mai civilizat popor al Europei, deoarece sunt cel mai puțin birocratici. Iar într-o altă scrisoare către fratele său Stanislaus mărturisește, citez: "Când mă gândesc uneori la Irlanda, mi se pare că am fost inutil de sever. N-am exprimat în niciun fel în oameni din Dublin, cel puțin, atracția exercitată de oraș, căci nu m-am simțit nicăieri în largul meu de când l-am părăsit, cu excepția Parisului. Nu i-am exprimat izolarea ingenioasă și ospitalitatea. Din câte pot să-mi dau seama, această ultima virtute nu există nicăieri altundeva în Europa. I-am nedreptățit frumusețea, căci are, după părerea mea, o natură mult mai frumoasă decât ce am văzut prin Anglia, Elveția, Franța, Austria sau Italia." Deci simt un fel de vinovăție, parcă, că poate n-a arătat partea pozitivă mai mult. Deși eu cred că e prea autocritic Joyce. O arătat destul de dușe în multe povești. Este anumită dragoste sub toate straturile de simbolistică, ironie și descrieri frumoase ale împrejurimii. Dar aici poate fi și pur și simplu o autocritică, un fel de perfecționism al scriitorului. Deci, ca urmare, o anumită căldură, afecțiune chiar, se face simțită în ultima povestire, iar discursul lui Gabriel Conroy la masa festivă este centrat tocmai pe ospitalitate ca principală calitate a irlandezilor. Da, adică discursul ăla care Gabriel îl spune la sfârșit, e în principiu întruchiparea a ceea ce crede, cred că, Joyce, ori un fel de vinovăție care o simțea că nu s-a concentrat destul pe asta. Și poate de aia The Dead e cea mai așa cozy atmosfera acolo. Deși este o tensiune la sfârșit care e cumva un pic tragică, n-aș spune chiar tragică ca alte povești, dar este o absență care o simt foarte bine Gabriel și o să explic despre ce merge vorba. Că dacă vreo poveste merită atenție în tot colecția asta, e la sigur The Dead. Și aș vrea chiar să citez niște pasaje din ea în care să înțelegeți cât de fain scrie Joyce și, mă rog, să vă molipsesc și pe voi cu entuziasmul ăsta, poate. Joyce încearcă în felul său indirect și susceptibil să retușeze puțin lucrurile. Deci voi începe să citez din momentul în care deja oaspeții pleacă de la masă și Gabriel începe să se îndrăgostească și aici lirismul prozei se schimbă. Vă citi și în română și în engleză, când și cum, ca să vedeți, să comparați puțin stilul de traducere. Gabriel nu se dusese la ușa cu ceilalți. Rămăsese într-o parte întunecoasă, holului, de unde se uita în susul scărilor. O femeie se afla în capul primului rând de trepte, cufundată și ea în umbră. Gabriel nu vedea chipul, ci doar faldurile cafenei și roz ale fustei, pe care umbra le făcea negru cu alb. Era soția lui. Se rezăma de balustradă, ascultând ceva. Îl surprinse nemișcarea ei și ciuli urechea, ca să audă și el, dar nu desluși nimic, în afară de zarva râsetelor și a cuvintelor care se auzeau despre intrare,
de câteva acorduri de pian și de vocea unui bărbat care cânta. Și continuare în engleză. He stood still in the gloom of the hall, trying to catch the air that the voice was singing and gazing up at his wife. There was grace and mystery in her attitude, as if she were a symbol of something. Da? Postura ei era încărcată de grație și mister, ca și cum ar fi fost simbolul la ceva. He asked himself, where's a woman standing on the stairs in the shadow, listening to distant music, a symbol of? Se întrebă ce ar putea să simbolizeze o femeie care stătea pe scări în umbră și asculta o muzică îndepărtată. Dacă ar fi pictor, ar zugrăvi-o în postura aceea. Pălăria ei de fetru albastru i-ar scoate în evidență părul castaniu pe fundalul de penumbră, pe când faldurile întunecate ale fustei ar contrasta cu cele deschise. Dacă ar fi pictor, și-ar intitula tabloul Muzică îndepărtată. Gabriel își privi soție, care nu lua parte la conversație. Stătea chiar sub geamul semicircular acoperit de praf, iar flacăra luminii de gaz îi aprindea aramă bogată a părului, pe care o văzuse acum și usca la foc câteva zile mai devreme. Adoptase aceeași postură și părea să nu știe ce se vorbea în jurul ei. În cele de urmă, se întoarse spre ei și Gabriel văzu că prinsese culoare în obraj și că ochii îi străluceau. Un val neașteptat de bucurie îi se revărsă din inimă. A sudden tide of joy went leaping out of his heart. The morning was still dark. A dull yellow light brooded over the houses and the river, and the sky seemed to be descending. It was slushy underfoot, and only streaks and patches of snow lay on the roofs, on the parapets of the quay, and on the area railings. The lamps were still burning redly in the murky air, and across the river the palace of the four courts stood out menacingly against the heavy sky. Ori uitați-vă versiunea în română. Dimineața era încă întunecoasă, o lumină tulbură și galbenă străuia deasupra caselor și râurilor, pe când cerul părea să coboare peste lume. Pe jos era zloată, iar fâșiile și peticele de zăpadă se așezaseră doar pe acoperișuri, pe parapeții cheiului și pe balustrade. Felinarele continuau să ardă roșiate când aerul mohărât, iar pe malul celălalt al râului, palatul celor patru curți se profila amenințător pe cerul încărcat. Ea mergea înaintea lui cu domnul Bartle Darcy, ducându-și pantofii într-un pachet maro ținut la subsoară și ridicându-și tivul fustei cu ambele mâini, ca să o ferească de zloată. Nu mai avea strop de grație în felul cum mergea, dar ochii lui Gabriel sclepeau și acum de fericire. Sângele îi zvâcni năvalnic prin vine, iar în minte îi se strâni un vâlmășac de gânduri mândre, bucuroase, delicate și temerare. Mergea înainte lui cu un pas atât de ușor și ținându-se atât de dreaptă, încât îi veni să o ia la fug după ea fără zgomot, să o prindă de umeri și să-i spună ceva nesăbuit și afectuos la ureche. Îi se părea atât de fragilă, încât tângea să o apere de ceva și pe urmă să rămână singur cu ea. Clipele vieții lor secrete împreună îi spuzeau memoria ca stelele ivite pe cer. Un plic de culoare a liliacului se găsea lângă ceașcă, la micul dejun, iar el îl mângâia cu o mână. Birds were twittering in the ivy, and the sunny web of the curtain was shimmering along the floor. He could not eat for happiness. They were standing on a crowded platform, and he was placing a ticket inside the warm palm of her glove. Stătea cu ea în frig, uitându-se printr-un geam zăbrălit la un bărbat care sufla sticle lângă vuietul unui cuptor întins. Era foarte frig. Chipul ei, mirosind a parfum în aerul rece, era foarte aproape de al lui și, dintr-o dată, el îi strigă bărbatului de lângă cuptor. E fierbinte focul, domnule. Dar bărbatul nu l-auzi, din cauza zgomotului pe care îl scotea cuptorul. Mai bine, poate că i-ar fi răspuns bădărânește. Un val de bucurie și mai tandră îi scăpă din inimă și o lua la goană într-un flux cald prin arterele lui. La fel ca focul tandru al stelelor, momente din viața lor împreună, de care nu știa și nici nu avea să știe cineva vreodată, se aprinseră și iluminară memoria. Dori cu ardoare să-i amintească de momentele acelea, să o facă să uite de ani existenței lor cenușii împreună și să-și aducă aminte doar de clipele de extaz. Căci simți el, anii nu scaseră nici sufletul lui, nici pe al ei. Copiii lui, scrisul lui și grijile ei casnice nu le stinseseră văpaia afectuoasă din suflete. Într-o scrisoare pe care i-o trimisese atunci, el spusese: de ce mi se par cuvintele astea atât de boante și de reci? Oare fiindcă nu există niciun cuvânt destul de tandru ca să-ți devină nume? Ai doma muzicii îndepărtate, cuvintele acestea pe care le scrisese cu ani și ani în urmă se apropiau de el dinspre trecut. Tângea să fie doar cu ea. După plecarea celorlalți,
După ce aveau să intre în camera de hotel, abia atunci aveau să rămână singur. El avea să o strige ușor: Greta! Poate că ea nu vrea să audă imediat. Poate că tocmai atunci avea să se dezbrace. Pe urmă, ceva în glasul lui avea să o surprindă. Avea să se întoarcă și să se uite la el. Ea se sprijini o clipă de brațul lui ca să coboare din trăsură și apoi cât timp rămase la marginea trotuarului, spunându-le noapte bună celălalt. Ei se sprijini ușor de braț, la fel de ușor ca atunci când dansase cu el, cu câteva ore mai devreme. Atunci el se simțise mândru și fericit. Fericit fiindcă ea era a lui, mândru de grația și de postura ei conjugală. But now, after the kindling again of so many memories, the first touch of her body, musical and strange and perfumed, sent through him a keen pang of lust. Under cover of her silence, he pressed her arm closely to his side, and as they stood at the hotel door, he felt that they had escaped from their lives and duties, escaped from home and friends, and ran away together with wild and radiant hearts to a new adventure. O lumină spectrală care venea dinspre felinarse arăta ca o rază lungă, de la una dintre ferestre până la ușă. Gabriel își aruncă paltonul și pălărie pe o sofa și străbătu camera până la fereastră. Se uită pe stradă, ca să-și stăpânească puțin emoția. Pe urmă se întoarse și se rezumă de o comodă cu spatele la lumină. Ea își scosese pălăria și pelerină și stătea în fața unei oglinzi batante mari, descheindu-și fusta. Gabriel o privi câteva clipe fără să scoată un cuvânt, după care spuse: Greta! Ea se întoarse ușor de la oglindă și se îndreptă spre el de-a lungul razei de lumină. Chipul ei părea atât de serios și de ostenit, încât cuvintele refuzară să iasă de pe buzele lui Gabriel. Nu, încă nu era momentul. Acum tremurai de enervare. De ce părea atât de pierdută în lumea ei? Nu știa de unde să înceapă. Oare o enerva și pe ea ceva? Măcar dacă s-ar întoarce spre el sau s-ar apropia de el din propria inițiativă. Dacă ar lua-o cum era atunci, ar face un lucru grosolan. Nu, mai întâi trebuia să vadă un strop de pasiune în ochii ei. Ar fi dat orice să îi se înstăpânească peste starea de spirit. He longed to be master of her strange mood. Totuși îmi place mai mult în original aici. Spune-mi ce se întâmplă, Greta. De fapt, cred că știu și singur. Ea spune, am ghicit? Ea nu răspunse imediat, pe urmă zise, izbucnind în lacrimi. Oh, mă gândesc la cântecul ăla, fetișcana din Ogrim. Și ce ai povestește despre băiatul care îl cunoștea, Michael Thury. Și el avea obiceiul să cânte cântecul ăsta, fetișcana din Ogrim. A murit, spuse ea într-un târziu. A murit când avea doar 17 ani. Nu e îngrozitor să mori atât de tânăr? Ce făcea, întrebă Gabriel, tot ironic. Lucra la uzina de gaz, spuse ea. Gabriel se simți umilit de ironia ratată și de evocarea acestei figuri din lumea celor morți, a unui băiat care lucra la uzina de gaz. În timp ce pe el îl năpădiseră amintirile veței lor secrete împreună, plină de afecțiune, bucurie și dorință, ea îl comparase în gând cu un altul. She had been comparing him in her mind with another. A shameful consciousness of his own person assailed him. Conștiința propriei nevolnicii dădu atacul asupra lui. Se văzu ca o figură ridiculă, un fel de băiat bun la toate în folosul mătușilor, un sentimental neliniștit și bine intenționat, care ținea discursuri în fața oamenilor simpli și își idealiza propriile pofte caragioase. Individul neghiob și vrednic de milă pe care îl surprinsese fugar în oglindă. Din instinct se întoarse și mai mult cu spatele spre lumină, în așa fel încât ea să nu vadă rușinea care ardea fruntea. Presupun că ai fost îndrăgostită de Michael Thury ăsta, Greta. M-am simțit minunat cu el în perioada aceea, spuse ea. Avea o voce învăluitoare și tristă. Gabriel, simțind acum cât de zadarnic ar fi să încerce să o ducă unde își dorea, îi mângâie o mână și spuse, cu un glas la fel de mâhnit: Și de ce a murit atât de tânăr, Greta? De tuberculoză? Nu-i așa? Cred că a murit pentru mine, răspunse ea. I think he died for me, she answered. O groază nelămurită îl cuprinse pe Gabriel la acest răspuns, ca și cum, tocmai la ora când sperase să triumfe, o creatură impalpabilă și răzbunătoare îi se ridica împotrivă, strângând din lumea ei nedeslușită forțe care să-i stea în cale. Dar se scutură de groază, străduindu-se să rămână rațional și continuând să-i mângâie mâna. Nu mi-a pus nicio întrebare, fiindcă simți că avea să-i vorbească despre ea însăși. Mâna ei era caldă și umedă, nu răspundea atingerii lui, însă el o mângâie mai departe, la fel cum mângâiase prima scrisoare pe care o primise de la ea în dimineața aceea de primăvară.
Se opri, înnecată de plâns și copleșită de emoție, se aruncă pe pat cu fața în jos și începu să hohotească în cuvertură. Gabriel îi mai ținu mâna o clipă, nehotărât, iar apoi, simțindu-se nepoftit în suferința ei, o lăsă să cadă ușor și se apropie în tăcere de fereastră. Și aici e momentul când parcă are o epifanie Gabriel, dar nu chiar, e o absență, e o conștientizare a absenței. Și ce propoziție frumoasă aici. O privi cum dormea, de parcă n-ar fi trăit niciodată împreună cu ea ca soț și soție. Ochii lui curioși se opriră îndelung pe figura și pe părul ei. Și pe când își închipuia cum arătase pe vremea aceea, când fusese pentru prima dată o fată frumoasă, o milă stranie și prietenoasă față de ea îi pătrunse în suflet. Nu-i plăcea să-și spună nici măcar sieși că figura ei nu mai era frumoasă, însă știa că nu mai era figura pentru care Michael Furry înfruntase moartea. Păi, ce de fain. Și ultimele propoziții sunt absolut geniale. Aerul din cameră făcu să-i înghețe umerii. Se întinse cu grijă sub cuvertură și se culcă lângă soția lui. Unul câte unul se transformau cu toții în umbre. Mai bine să treci cu semenție pe lumea cealaltă, în flacără de plină a vreunei patimi, decât să te împuținezi și să te ofilești de bătrânețe. One by one they were all becoming shades. Better pass boldly into that other world, in the full glory of some passion, than fade and wither dismally with age. Aici totuși în engleză îmi place mai mult. Se gândi la felul cum cea care stătea întinsă lângă el își fericase în inimă atâția și atâția ani, imaginea aceea a ochilor iubitului ei în clipa când îi spusese că nu voia să mai trăiască. He thought of how she, who lay beside him, had locked in her heart for so many years that image of her lover's eyes when he had told her that he did not wish to live. Lacrimi generoase îi umplură ochii lui Gabriel. Nu mai avusese niciodată vreun sentiment asemănător față de o femeie, dar știa că sentimentul acela nu putea fi altceva decât iubire. Lacrimile ei se adunară tot mai repede în ochi, iar în semi-întunericul din cameră, Gabriel își închipui că vede silueta unui tânăr stând sub un copac de pe care picura ploaia. Lângă el se găseau și alte umbre. Sufletul lui se apropiase de ținutul unde se lășluiesc numeroasele legiuni ale morților. Era conștient de existența lor încăpățânată și șovăielnică, deși era cu neputință să o priceapă. Propria identitate îi se destrăma într-o lume cenușie și impalpabilă, lumea solidă ca atare, în care morții aceștia crescuseră și trăiseră cândva, se dizolva și se stingea. Câteva sunete moi care se auziră dinspre fereastră îl făcură să se întoarcă acolo. Începuse din nou să ningă. Gabriel privi cu un aer somnoros fulgii argintii și întunecați, care cădeau pieziși prin dreptul felinarului. Venise vremea să se pregătească de călătorie spre vest. Da, aveau dreptate ziarele. Zăpada acoperise toată Irlanda. Cădea pretutindeni în câmpiile mohorite din centru și pe dealurile despădurite. Cădea ușor pe mlaștina lui Allen, iar mai la vest cădea la fel de ușor peste valurile întunecate și rebele ale Shannonului. Cădea, de asemenea, peste cimitirul părăsit de pe deal, unde fusese îngropat Michael Furry. Zăpada se așternuse din belșug pe crucele și pe lespezele strâmbe, pe țepii metalici ai portiței de la intrare, pe tufele uscate de scaieți. Sufletul îi se topea încet, în timp ce auzea zăpada căzând ușor peste univers și la fel de ușor căzând ca o pogorâre a zilei de pe urmă peste toți cei vii și cei morți. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling like the descent of their last end upon all the living and the dead. Fenomenal sfârșit. Și la urmă Gabriel înțelege parcă moartea lui într-un fel, dezintegrarea identității. Și dezintegrarea relației lui, cumva, cu soția, el înțelege că nu poate face parte din cel mai intim moment al soției lui și parcă trebuie să-și reconsidere relația cu ea. Dana Crăciun aici, în prefață foarte frumos, să-i spunem. În interacțiunea de final dintre cei doi soți, Gabriel se vede confruntat cu paradoxul aparent al prezenței cupleșitoare, a celor absenți și cu propria absență din viața soției sale. Povestea Grete despre Michael Furry
tânărul care a murit din pricina dragostei pe care îi purta, ilustrează puterea exercitată asupra celor vii de către morți. Lumea lui Gabriel se prăbușește sub greutatea întâlnirii cu spectrul lui Michael Furry, iar printre ruinele eului său se strecoară numeroasele legiuni ale morților. Aici, apropo, este și un simbolism religios, pentru că Michael și Gabriel, sunt doi arhangeli. Finalul povestirii este probabil unul din cele mai cunoscute și comentate pasaje din opera joyceană. Într-o proză de o subtilitate și un lirism impresionante, Joyce încheie într-adevăr magistral experimentul figurii absenței care este oameni din Dublin. Trecut de paroxismul crizei, Gabriel își dă seama că el, cel de la începutul serii, practic nu mai există. Trebuie subliniat și că schimbarea nu e însuțită de un sentiment de triumf, ci de retractilitate, abandon și penitență. Unul câte unul se transformau cu toții în umbre. Mai bine să treci cu semeție pe lumea cealaltă, în flacără de plină a vreunei patim, decât să te împuținezi și să te ofilești de bătrânețe. Gândurile lui Gabriel, eliberate de cenzură pe care o reprezintă încrederea în limbaj, devin din ce în ce mai ritmate, o înlănțuire poetică trimițând la o multitudine de semnificații. Exact, asta e momentul la care am vrut să atrag atenția. Stilul narării se schimbă odată cu reîndrăgostirea lui Gabriel, da? Devine mai liric. Dar apoi, lacrimi generoase îi cad pe obraj și înțelege că, de fapt, în ciuda retoricii și a fanteziilor erotice ce l-a obsedat în ultimele ore, nu știe ce înseamnă să o iubești o femeie. În numeroasele comentarii pe marginea acestui final, s-a insistat foarte mult pe noțiunea de epifanie. E indubitabil că Gabriel are un moment de iluminare care îi zguduie din temelii edificiul identitar, dar avea mai degrabă de-a face cu un gnomon, o revelație incompletă. E adevărat că sufletul lui se apropiase de ținutul unde sălășluiesc numeroasele legiuni ale morților. Dar, deși e conștient de existența lor încăpățânată și șovăielnică, lui Gabriel îi e cu neputință să priceapă această prezență absentă sau absență prezentă pe care nostalgia Gretei o forțează în așa zisul realism al textului. Wow! Adică Gabriel nu înțelege pe deplin niciodată. Și așa și mulți personaje parcursul poveștii. Și cât de uman e asta, adică cât de real. Adesea în povești, da, în ficțiune, este parcă un deznodământ, o rezolvare. Dar în viață adesea nu e așa. Și într-un fel asta o redat Joyce. Dacă el o redat ceva cu succes, eu cred că e asta. Perplexitatea asta, absența, paraliziile din viața noastră. Și lipsa de înțelegere. Încercarea să înțelegem, dar poate nu totul e menit să înțelegi. Nu totul e posibil să înțelegi pe deplin. Ce e cu adevărat important în Joyce e nespusul. Absența mereu prefigurată, dar niciodată pe deplin explicată. Textele rămân enigme și, așa cum remarca Richard Ellman, încă învățăm să fim contemporanii lui Joyce. Iar dacă e să vorbim de epifanii, probabil cele mai importante au loc în mintea fiecăruia dintre noi, cu ocazia fiecarei lecturi și relecturi. Da. Dacă există vreun autor care merită recitit, mă sigur e Joyce. Pentru că n-am menționat încă partea asta de adnotări și de note. Asta o istorie aparte la Joyce. Vă spun, adaugi straturi adiționale când citești ceva. Și înveți să apreciezi și mai mult o poveste de-a lui. Și la urmă aș vrea să vă las cu un cuvânt, un neologism, de fapt, care devine tot mai popular. Prima dată când am dat de el, am spus că are sens. Straniu că nu a existat cuvântul ăsta mai înainte. Sonder. Conștientizarea faptului că fiecare trecător întâmplător trăiește o viață la fel de vie și de complexă ca și a ta, populată cu propriile ambiții, prieteni, rutine, griji și nebunii moștenite. O poveste epică ce continuă invizibil în jurul tău, ca un furnicar ce se întinde adânc în subteran, cu pasaje elaborate către mii de alte vieți despre care nu vei ști niciodată că au existat, în care s-ar putea să apar doar o singură dată, ca un figurant care își sorbește cafeaua în fundal,
ca o ceață de trafic care trece pe autostradă, ca o fereastră luminată la amurg.